dimineața din canal. Baia ta personală cu toaletă cu evacuare atomică fără blocaje. Și ca să nu intre copiii, un sistem antiefracție avansat E330 Protecto Copii. Trebuie doar să-l activezi. Încă nu mi-ai instalat sistemul antiefracție din baia mea? Nu, 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 nu! Bună achiziție, șef! Nu poți înfunda toaleta asta orice ai pune în ea. Afară din baia mea minunată! Am fost dat afară din locuri mai rele. Ales E330, văd. Nu e chiar vârf de gamă, dar parcă dintr-un salariu de profesor. Așa, să vă mai văd acum. Și acum îmi voi petrece restul zilei în birou mâncând carne roșie cu rubarbă, ca să pot să-mi inaugurez bucuros noua jucărie. Harold, burtica ta face așa? Trebuie să ajung în toaleta lui personală. De ce nu folosești toaleta copiilor? Știi foarte bine de ce. Eu sunt un pescar. Corect, locul acela e ca un bilet expres pe spitalul de urgențe. Vom avea imediat o urgență în această cameră dacă nu mă ajuți acum. Sistemul antiefracție este puțin complicat, dar... încă nu am întâlnit unul care să nu cedeze. Vezi? Tot ce am făcut a... Și nici măcar un mulțumesc. Am... totul bine acolo? N-ai fost absorbit de evacuarea atomică, sper. Sunt bine, Noah. Și wow, locul ăsta este impresionant. O întreagă lume nouă se dezvăluie în fața ochilor mei. Noah, de ce e ușa încuiată? Harold, avem o mică problemă. Sistemul antiefracție s-a topit și... ei bine, ai rămas blocat. Dar este foarte important să rămâi calm. Respiră, Harold, respiră, hai cu mine. Inspir, expir. Inspir, expir. Libertate! Harold, Harold. Oh, haide, amice, ești bine? Harold, ai căzut în toaletă? Prieteni, am nevoie de ajutor. Am deschis toaleta lui șef pentru că Harold avea nevoie la baie și toaleta l-a mâncat. Harold a alunecat în toaletă. Și ce treabă am eu? Da, e mai degrabă problema ta. Aveți dreptate. Cred că voi fi nevoit să mă furișez afară din grădiniță de unul singur. Să te furișezi afară? Și apoi să navighez prin deșeurile oamenilor într-o canalizare umedă toată după amiaza. Deșeurile oamenilor? Venim și noi! Ce? Ia te uită! Era bine fixată pe față. Noah! Cred că o să stau aici o vreme. Mai bine eu decât altcineva din grupă. O minte mai slabă ar lua o razna de la această izolare. Nu-i așa, domnule Hihi? Harold! Ești aici? Unde ești, aiuritule? Oameni? Oare așa să fie? Bine ați venit în Regatul Canal! Eu sunt Mai Canal, iar voi... sunteți noi mei prieteni! Hai să ne facem tatuaje! Nu! Da, aveți dreptate, clar! Prietenii adevărați nu-și fac tatuaje! Da, noi am venit să ne căutăm prietenul pe Harold? Poate l-ai văzut! Ochelari, pantalon largi... Regret! Voi sunteți singurii trei oameni pe care i-am văzut de ani buni! Bietul aligator! Nu-mi pot imagina cât de singur te simți! Toți avem nevoie de prieteni! Pa, pa! Stați! Sunt sigur că prietenul vostru e bine și nu mi-ați văzut bârlogul. Da, nu te supăra, dar bârlogul tău e plin de chestii aruncate de oameni în toaletă. Da, pa, aligatorule! Haide, Mike, te descurci. E timpul pentru carte. Vă rog, nu plecați încă. Dacă stați, vă ajut să vă găsiți prietenul. În definitiv, știu canalizarea asta mai bine decât oricine. Cred că putem sta câteva minute. Cum spuneai, cred că Harold e bine. Și Harold e campion la aruncatul la coș. Nu, stai. E campion la aruncatul la coș. Aruncatul la... serios? Ia să te văd pe tine. Nici măcar nu ai brațe.
Nu, nu vorbeam serios. Ești perfectă așa cum ești, domnule. Hi-hi. Bine, și acum cum să ne facem prieteni? În primul rând, fă-ți prieteni ascultându-le gândurile cele mai intime. Eu știu să fac asta. Așadar, spune-mi, ce-i place lui Beth? Wow, amice, nu vrei să... Hei, îmi fac prieteni aici. Deci, ce se petrece în căpșorul lui Beth? Wow, nu m-a mai întrebat nimeni asta. Hai să încep cu începutul. Când am fost creată în laborator. Bine. Și după ce mănânc bezelele din capetele tuturor, consider că îi pot lăsa pe toți căței și pisicile să se întoarcă din spațiu. Și cam asta se petrece în căpșorul meu, în mare parte. Noi am încercat să-l spunem, amice. Beth e greu de dus. Da, coșmaruri plăcute. Punctul 2. Nu vă criticați potențialii prieteni. Mai bine faceți-le complimente. Da, desigur. Știi ceva, Duncan? Cred că ești grozav. Ce-ai făcut? Mă gândeam să-ți împrospătesc puțin canapea. N-ai de gând să mă cerți, nu-i așa? Poftim? Eu? Să te cert? Nici gând! Adică prietenii nu se critică, nu-i așa? Arată grozav! Serios? Deci în regulă să fac și asta? Sigur, da! Super! Wow! Bine? Și asta? Hai, frate, cum o să învețe Duncan care-s limitele dacă așa zici și prieten nu-i spun adevărul? Jalnic! Punctul 3. O îmbrățișare și un zâmbet cald pot fi începutul unei noi prietenii. Așa n-ai cum să o dai în vară. Îmbrățișare! Ce faci? A încercat să te mănânce? Așa te comporți cu toți musafirii? Șopârla asta e rea! Serios, frate? Tu perpetuezi preconcepțiile despre aligatori. Am încercat totul. De ce nu funcționează nimic? Dacă nu funcționează nimic, folosește o cușcă. Dacă nu pot face prieteni de bunăvoie, îmi fac prieteni cu forța. Așa, am terminat, Mike Canal. Cușcă de prieteni ce vine cu sistemul antifracție 330, vârf de gamă. Grozav! Stai să caut carnetul de cecuri. Prieteni, eu cred că o să fim bine. Așa, nu pot trăi în același spațiu din baie cu cineva care consideră că hârtia de toaletă se desfășoară de sus în jos. Îmi pare rău, nu e vina ta. E locul acesta. Cred că ne pierdem cu firea. Ai dreptate, trebuie să evadăm. Hei, am găsit o rețetă de tocan aici care sună foarte bine. Poate o gătesc diseară. Fugiți! Hei! Dacă nu sunteți prietenii mei, atunci veți fi cina mea! Au! Oh, nu! Drumul e închis! V-am prins! Acum terminați cu prostiile! Eu o să deschid gura, iar voi, copiii, veți intra pe rând! Serios? Pe țeavă îngustă? Bine, domnule Hihi! Ține-te bine! După ce se revarsă chiuveta și camera se umple de apă, presiunea va deschide ușa și vom fi liberi! Oh, salut, prieteni! Ați venit la fix! Ne pregăteam să ridicăm pânzele! Harold? De ce ai barbă? Amice, ești bine? Cred că într-o secundă nimeni nu va mai fi bine! Mike e chiar în spatele nostru! Am reușit! Nu toți! Domnule Hihi! Unde ești? Domnule Hihi! Nu! Scuze, amice, a dispărut făcând ceea ce iubea. Absorbea fluide. Unde-i Mike? Nu credeam că o să renunțe să-și caute un prieten. Mi-ai zis-o, domnule Hihi! Mi-ai zis-o! Cel puțin situația poate reveni la normal pe aici. Faceți loc! Ce s-a întâmplat cu noua mea baie? Verișori malefici, partea întâi. Astăzi este o zi foarte specială. Știe cineva de ce? E ziua mea! Nu, Cody! E vorba de ceva important. Astăzi este o zi super specială. Oda este singura, unica Zi Internațională a Verișorilor! Așa ceva nu
există! Ba să știi că da! Și pentru a sărbători ziua verișorilor, cum se cuvine, i-am invitat aici pe doi dintre verișorii voștri! Te rog, te rog, te rog! Nu! Era verișoara lui Gwen și Max verișorul lui Owen! Da! Da! Asta e oribil! Verișorul meu Max este un monstru! Este senzațional! Verișoara mea Ella este un monstru! Șef, asta nu e o idee prea bună! E în regulă! Max nu știe să se joace frumos! Bla, bla! Dacă Max vine aici, mulți vom fi răniți! Nici o grijă, Owen. Verișorul tău nu va răni pe nimeni. Mulțumesc, Gwen! Pentru că nu va avea ocazia să o facă. Oh, și începem! Verișoara mea are 2 metri înălțime. Are sons de dragon, gura plină de colți, ochi roșii strălucitori și scoate foc pe gură. O să vă înghită pe toți! Poate nu știți asta despre mine, dar țipetele speriate ale copiilor îmi fac o deosebită plăcere. Ha, zău așa! Aici nu s-a întâmplat niciodată ceva periculos! Ce? Ce? Tu nu te-ai uitat la niciun episod din acest serial? Ușurel! Max și Ella vor ajunge aici pentru sărbătorirea zilei verișorilor în orice clipă. Vreau să fiți cu toții super drăguți și să-i întâmpinați cu veselie! Da, șef! Ce se aude? Ajuns! Bun găsit, prieteni noi! Sunt verișoara lui Gwen, Ella. Ea e verișoara lui Gwen? Ce elegantă este! Frate, parcă e făcută numai din zâmbete și raze de soare. Nu, tu nu ești Ella. Dar e adevărat și de-abia aștept să petrec o zi cu bucurii și împliniri. Ne scuzați puțin. Ce s-a întâmplat? Știu că eram o fetiță rea pe vremuri, dar școala de bune maniere, Plăcințica, m-a schimbat total. Dar l-am promis tuturor un monstru. De-abia așteptau să te vadă. Sau... doar eu. Îmi pare rău, dar e improbabil să-mi cunoască partea obraznică. Stai, improbabil? Deci există o șansă. Trebuie doar să apăs butonul potrivit. Accept provocarea. Gwen, Courtney, Jude, Bridget, prezentați Ellei grădinița. Mi-ar plăcea foarte mult. Da, să sperăm că nu se întâmplă nimic grav. Vedeți? V-am zis eu că verișoara nu e malefică. A spus cineva malefic? Permiteți-mi să mă prezint. Max Haos, viitor superofăcător și mare amator de lucruri malefice. Spuneți-mi, Max. Frumos costum, Haos. Am zis să-mi spuneți Max! Bună, Max! Bună, vere, Owen! Ei, acesta e bârlogul tău malefic? Nu e un bârlog, e o... Infantil! Da. Nu crezi? Aici nu-i nimic malefic! Da, pentru că e de fapt o grădini... Destul! Nu contează! Voi demola locul ăsta în curând! Apoi, lumea întreagă! Vrea să demoleze locul acesta? Îmi place! Da! Și mie! Și ce apariție! Ca orice răufăcător, vreau un valet să mă ajute să-mi îndeplinesc planurile malefice. Cine tânjește după rău și glorie? Eu! Liniște! Am nevoie de unul singur! Prin urmare, vă voi supune unei serii de provocări și vedem cine se ridică la înălțimea așteptărilor malefice. Să înceapă competiția de valeți! Da! Șef, n-ai de gând să-i oprești? Sigur că nu e distractiv să te prefaci. Max vorbește serios, trebuie să... Şş! Max este un musafir și noi îl ajutăm să se integreze acceptând orice joc inventat de el. L-ați auzit pe omul înalt? Urmați-mă! E super! Să demolăm planeta! Oh, nu! Nu-i prima dată când Max organizează competiții pentru valeți. A făcut odată cu animalele mele de pluș. Ca să fii valetul meu, trebuie să treci prin groapa de lei. Succes! Nu doar că a fost foarte violent, dar nu mai avem voie la zoo! Ce pot să fac? Cody, să mă înscriu în competiția de valeți și să încerc să-i protejez pe ceilalți? Am desenat o pisică! Miau! Harold, prezentarea ta pare bună, dar sub antrenament ai scris oliță. Nu prea știu ce vrei să spui, dar... nu contează! Mi-am dat seama când am rostit cu voce tare. Du-te lângă ceilalți. Max!
Vreau să particip și eu la competiția de valeți. Excelent! Întotdeauna am crezut că ai fi un valet bun. Cine știe, poate chiar ne împrietenim. Serios? Dacă supraviețuiești. Și acum să înceapă prima probă. Evadați din groapa de nisip. Super ușor! Care e plină de nisipuri mișcătoare. Max, e periculos! Ridicol! Acum este periculos! Ajutor! Scoate-ne de aici, ajutor! Ia stai! Nisipuri mișcătoare și șerpi? Îmi amintesc cum am trecut de capcana asta? Max o face la fiecare sărbătoare! Trebuie doar să-i găsesc coada! La mulți ani să trăiesc! Aaaa! Vierme uriaș! Aaaa! Repede! Țineți-vă de mâini! Wow! Bună, Schemoan! Sunt foarte impresionat de istețimea ta! Cred că toți am câștigat proba! Voi vorbiți serios? Nimeni nu a câștigat! A fost îngrozitor! Bună treabă, Owen! Ne-ai făcut-o! Și acum următoarea oprire este sala de mese! Aici e locul unde primim gustarea! Privește! Trebuia să decojesc! Ce drăguț! Am vrut să păstrez surpriza pentru mai târziu, dar am gătit brioșe pentru toată lumea! Da! Gwen, ferișoara ta e foarte drăguță! Mhm. Privește și învață. Prezentarea s-a terminat. E timpul să o enervezi pe Ella. Arată delicios, Ella. Vreau și eu. Opa! Oh, nu! Brioșele sunt toate pe jos. Ce supărător! Nu mai pot să suport așa ceva! Priviți, prieteni! Prieteni? N-avem timp, soră! Brioșele astea sunt demențiale! Credeți? Deci vă plac? Le ador! Dar voi de când mâncați de pe podea? Păi, la Jude și Bridget înțeleg, dar Courtney? Eu respect toate regulile, iar regula celor 3 secunde este una dintre ele. Când nu facem proiecte de artă, acesta e locul unde jucăm jocuri VR. Da, da, da! Cu drăgălașii ăștia păsești într-o lume nouă. Uneori uit și cine sunt. Sunt un albatros! Oh! Mi se pare senzațional! Putem să jucăm un joc cu unicorn? Îmi plac atât de mult! Oh, atunci știu jocul perfect. Wrestling cu unicorn este despre unicorni puși la pământ. Titlul este perfect. Asta o va transforma sigur în dragon. Unicornii sunt ca niște căluți, dar au corni. Frate, fii atentă cu cine vorbești. Probabil că Ella deține un unicorn. Nu, aiuritule, nu poți să deții un unicorn. Sunt liber să hoinorească prin grădină și să mănânce bomboane din da, mână. Da, da, la joacă. Vin unicornii! Da! A doua probă a început! Poate că ați observat că aveți pe cap căști în formă de castană. Ce? De ce vă dăm ea acum? Vă urez tuturor succes! Succes pentru ce? Să scăpați cu bine de veverițele furioase, desigur! Repede, pe tobogan! Tobogan? Nu, stați! E o capcană! Pardon, scuze! Capcană! Capcană! Verișori malefici, partea a doua. Vai, a fost cât pe ce! Mersi, Owen! Da! De unde știi de tocătorul de lemne de la capătul toboganului? E o capcană clasică, Max! La fiecare Crăciun el face... Nu vreau să vă întrerup, dar vin veverițele! Ați venit la petrecerea de ziua mea? Nu! Veverițe rele! Tortul se împarte! Owen, tu îmi strici competiția! Poate că niciunul n-are calitățile potrivite pentru un valet! Ah, prieteni! Max nu se va opri decât atunci când rămâne unul singur! Cred că trebuie să ne oprim înainte să avem probleme! Lasă-o baltă! Spui asta doar pentru că pierzi!
Te-am prins! Te duci la fund, unicornule! Ia de aici! N-ai unde să te ascunzi de mine? Oh, nu! Un unicorn nu se poate îndoi așa! Ela, ai dispărut din joc! Nicio grijă, îți prind eu un unicorn. Ha, te-am prins! Lovitura finală! Nu, răniți unicornii! Prieteni, priviți, se întâmplă. Iese dragonul din ea. Papa, nu am idee ce m-a apucat. Eu știu, și toată lumea a văzut, nu-i așa? Ce să vedem? Aveți chef de glume? Jude, spune-le ce s-a întâmplat. Bine, fraților, n-o să mă credeți, dar unicornul meu a suflat foc. Poftim? Există asta în joc? Cred că s-a actualizat. Proba următoare e una standard. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți pe scândura asta îngustă, pe deasupra unei piscine cu deșeuri toxice. Și am mai pus un leu și un aligator pentru mai multă distracție. Asta nu-s deșeuri toxice adevărate, corect? Ba, sunt adevărate. Și porniți! Haideți, copii, nu-i greu! Ochii în față, nu vă uitați în jos! Eu fac asta la fiecare sărbătoare! Tu, tu ai învins sistemul meu de toxicitate! Și am câștigat? Te rog, spune da! Nu vreau să-mi rănești prietenii! N-ai câștigat nimic! Câștigătorul nu este cel care traversează primul, e cel care supraviețuiește. Probele vor continua până când rămâne doar unul dintre voi. Dacă vrei să câștigi, răstoarnă scândura. Fă-o, vere. Nu fac așa ceva, nu-mi rănesc prietenii, chiar dacă este ziua verișorilor. Perfect, atunci o fac eu. Așa, gata cu asta. Owen, iarăși m-ai dezamăgit. Cum secretul fabricării unei coroane cu diamante este să pui suficient lipici, macaroane și sclipici. Super! Da, arată mai bine decât coroana mea. Wow, Ela, de-a dreptul senzațional. Stai să încerc. Opa, lipiciul meu. Oh, macaroanele mele. Sper sincer să nu strănu de la sclipici. Hapciu! Rochița mea e stricată! Priviți, se întâmplă! Ea e minunată! Așa e! O, vai! Mulțumesc, Gwen! Haide, Ela! Vino să te uiți în oglindă! Gwen, tu vrei să credem că verișoara ta e un semiș monstruos? Dar ea este o brioșă dulce și perfectă. Mă întreb dacă încerci să ne ascunzi asta pentru că te temi că poate, în adâncul sufletului, ești la fel de drăguță ca ea. Drăguță? Hei, așa ciuculesc găinile! După ce că ceilalți nu văd ce monstru malefic este verișoara mea, acum mă bănuiesc că sunt drăguță? Viața mea e un dezastru. Eu am intrat în competiția de valet ca să-i ajut pe prietenii mei să nu se rănească. Dar Max nu se oprește până nu-i rezolvă pe toți. Owen, asta era. Ce anume? Să facem echipă. Ne trebuie un plan. Oh, las pe mine. Max, ea este Ela. Ela, el este Max. Bucuros de cunoștință. Încântată. Asta-i tot? Asta-i planul tău? Mă miră că încă n-au început. Ia zi, Max, ce-ar fi să o accepți pe Ela în competiția de valeți? Nu știu ce e un valet, dar sună bine. Prea bine, dar trebuie să treci de câteva probe ca să-i ajungi pe ceilalți. Sigur, ador jocurile. Oh, vai, nisipul ăsta e foarte mișcător. Ai trișat! Mi-a luat o vreme să le cos pe toate, dar a meritat. Veverițele își adoră costumele. Tu glumești? Inacceptabil! La, 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 la. Nu! Nu ai voie să cânți pe scândura pierzaniei. Este ridicol.
Singurul care se supără este Max. Cum să o supărăm pe ea? Și acum ce mai urmează? Nimic! Tu părăsești competiția! Dar de ce? Pentru că nu-mi place de tine! Nu-ți place de mine? Dar pe mine mă place întotdeauna toată lumea. Toată lumea! A reușit. Nu mi se pare că arată ca un dragon? Da? E un dragon. Ce se întâmplă cu ea? În sfârșit o vedeți pe adevărata Ela. V-am spus eu că e un monstru. De v-ați vedea fețele. Bine, domnișoară! Destul! Nu-mi place comportamentul tău! Nu e normal să faci așa ceva! De ziua verișorilor! Piciorul meu! Nu mă face să ridic tonul la tine! Frate, ai avut dreptate! Acum potolește-ți verișoara! Nu cred că pot. Ei, bine, cineva trebuie să facă ceva. Așa e, eu preau pareuri. Care dintre verișori va câștiga, Max sau... Nu mai contează, s-a terminat. Ajutor, dați-mă jos de aici! Nu-l pot lăsa pe Max să piară în deșeuri toxice. Chiar dacă așa merită. În definitiv, e verișorul meu. Tu vrei să vii la petrecerea mea? Scuze, îl împrumut puțin. Ora! Oh, și pe asta. Fă! Am venit după verișorul meu. Da, poți să aprinzi lumânarea de pe tort? Mi-a plăcut. Owen, m-ai salvat. În tot timpul ăsta cât am încercat să elimin oamenii, nu m-am pus în locul lor. Super! Acum o să îmi lași prietenii în pace? O, bine fie! Și pe animalele mele de pluș? Asta nu pot să promit. Veveriță fără blană! Plecați de pe mașina mea! Stop! Prezumim e acolo! Eu trebuia să demolez grădinița! Mi-ai stricat planul! Tu, fetiță dragon aiurită! Încă n-ai văzut tot ce pot să fac! Bine, ne mai vedem! Salută pe mătușa din partea mea! Hei, Ela, e regulă! Copilul care te-a supărat a plecat! Vai mie, eu am făcut asta? Cu siguranță! Și mersi! Ai făcut o impresie excelentă. Unde e ela? Oh, vai, pare supărat. Cred că trebuie să plec. Probabil. Atunci. Pupici! Gwen, îți datorez scuze. Verișoara ta este un monstru. Hei! Nimeni nu îmbârfește familia în afară de mine. Dar da, e un monstru. Mai diferiți ca acești doi frate.